drumul direcție spre satul Floriești, tot este în gestiunea noastră, comuna Băcioi, satul Frumușica, localitatea Dumbrava, șoseaua Balcani și orașul Vatra. Practic finalizăm cercul care l-a propus să fie efectuate primele reparații de întreținere curentă. E ca atât ce este stabilit. Bine, așa înțeleg că săptămâna aceasta terminați cu străzile principale și vă rog, începând de săptămâna viitoare, să începem deja pe străzile adiacente și în curțile oamenilor, așa cum ne-am planificat. Domnul Tucel, dumneavoastră o să fiți responsabil de executarea lucrărilor și să verificați ca lucrările să meargă după cum este planificat în ceea ce ați expus și monitorizarea calității la fel. Am foarte multe solicitări, referitor la aplicarea marcajului rutier. Vreau să-mi explicați, domnul Voldurescu, de ce nu s-a început până acum marcajul rutier și cum aveți de gând să începeți lucrările la marcaj. Mai mult ca atât, eu aș vrea ca să atrageți atenția că, în primul rând, trebuie de făcut marcajul la trecerile pietonale, care este o prioritate, și să începeți de la școli și grădiniți, apoi să vă extindeți pe tot orașul. Vă rog frumos! Doamna Provaceanu, bună dimineața, stimați colegi! Marcajul rutier, practic, de astăzi îl începem. Utilajele sunt ieșite din garajul RGX Drupu. Nu am aplicat marcajul rutier pentru că nu am întrunit condițiile necesare pentru aplicarea marcajului rutier. Inclusiv de astăzi, de duminică, suntem în condițiile minim de la care putem începe marcajul rutier. Avem nevoie de la 10 grade în sus la suprafața asfaltului. Acestea sunt normele solicitate de către producătorul de la vopsea. Avem schițele coordonate, avem programul pentru săptămâna curentă. De astăzi vom începe marcajul rutier cu 3 echipe. Sperăm ca de miercuri să avem 4 echipe. La un utilaj trebuie să ne vină un bloc de reparații tocmai din Germania. În rest, suntem gata, avem schițele coordonate, le prezentăm cu volumul de lucrări pe care îl preconizăm pentru săptămâna curentă și începem marcajul rutier conform sarcinilor noastre și indicațiilor. Și ca de obicei vom trage atenția și vom începe aplicarea marcajului rutier cu școlile și grădinițele. Vom începe de la cele mai zone mai periculoase și mai atenție sporită spre cu poliția rutieră, lucrul ăsta. Da, numai decât. Este schema marcajului rutier. Vom începe de la Dacia, de la bulevardul unii se unește cu Muncești, de acolo. Vom veni pentru săptămâna curentă. Prima schiță este marcajul rutier de unde am menționat. Avem ciuflea. Domnul Băsăresc, care străzile zic când se începe și de unde până unde? Da, acolo. Prea performant pentru complicația exercițiului. Acum o să lăsăm în format mai mic, o să se vadă mai rău. Dați enter. Așa. În urmă este graficul și lista de străzi. Pentru data de azi este preconizat bulevardul Dacia, de la șoseaua Muncești până la Valea Crucii, tronsonul. Pentru data de 18 este de la Valea Crucii până la șoseaua Muncești. Pentru data de 19 de la Valea Crucii până la Cuza Vodă. Sunt tronsoanele deja din oraș care mergem. Pentru data de 20 este bulevardul Dacia de la Cuza Vodă până la Trandafirilor. Pentru data de 21 este viaduc Ciuflea. Și pentru data de 22, Ciuflea viaduc până la strada cu Ștefan cel Mare.
Preconizăm să, dacă nu vom avea, dacă vom întruni toate condițiile climaterice, volumul respectiv îl vom putea, vom putea aplica marcajul rutier pe sarcinile pe care ne-am pus. Total, suprafața respectivă este de 781 de metri pătrați de marcaj rutier va fi aplicat și marcajul longitudinal 10.822 de metri pătrați. Plus la asta, două echipe vor lucra la trecerile pietonale, după cum urmează să stabilim, conform indicațiilor noastre, cu poliția rutieră după prioritate. Dar lista trecerilor pietonale le aveți ori nu le aveți? Lista trecerilor pietonale noi o avem. Urmăm să începem pe dânsa, mai discutăm după ședință cu poliția și chiar astăzi. Eu vă rog astăzi vă așezați-vă cu domnul Șuc și prezentați exact cum ați prezentat lista adreselor care unde o să interveniți cu marcajul. Exact așa lista trebuie să fie publică la trecerile pietonale. Ca până să vadă la... care e prioritatea și unde interveniți. Și cineva, de exemplu, domn Butucel, care este responsabil de toată afacerea asta, să vă controleze că, într-adevăr, se execută sau nu se execută lucrările tale. Deci, vă rog foarte mult, astăzi, până la ora 12, să expuneți public unde aveți de gând să faceți marcajul la trecerile pietonale. Fiindcă merge vorba despre securitate și este o prioritate numărul 1. Până la 12 va fi prezentată lista cu marcajul pietonale. Nu să o pui pe site, vă rog. Noi și acum informația o lăsăm. Lăsați-o, dar v-am zis despre trecerile pietonale. Bine. Bine, trecem la următorul punct a ordinii de zi, este menținerea ordinii publice. Vă rog frumos, domnul Șoc. Domn primar, bună dimineața. Săptămâna precedentă, teritoriul municipiului Chișinău în total au fost înregistrate, adică pe ultimele două săptămâni au fost înregistrate 210 infracțiuni, 153 de infracțiuni au fost descoperite. Dintre cele anterioare săvârșite au fost descoperite 28. În total, de către angajați Poliției Capitale, în tocmit 1.100 procese contravenționale, au fost aplicate amenzi de 680.000 de lei și sunt achitate parcursul la 72 de ore, 124.000 de lei. Toate măsurile masă care au avut loc pe parcursul acestei două săptămâni s-au petrecut fără încălcări a ordinei publice. Cel mai major au avut loc, adică în ziua de Paște, unde s-a asigurat ordinea publică la cele 123 de biserici și acum, duminică și luni, la toate cimitirile din municipiul Chișinău, la toate măsurile masă, s-au încălcări a ordinei publice, nu au fost înregistrate. Din crimele care au fost înregistrate în parcursul săptămânii precedente, avem iar de nou trei cazuri de minări a obiectivului. Primul caz a avut loc la data de 10 aprilie, unde a fost anunțat că este minat jucătorie sectorul centru, este la doilea caz, și data de 11 a fost apel 92, că este Victoria Bancu Ștefan cel Mare minat și direcția de învățământ de la Botanica. Pe ultimul caz sunt reținuți două persoane. La începutul anului au fost înregistrate deja 7 apeluri privire la amenei la obiective. Au rămas până când două cazuri nestabilite persoane, sperăm timpul apropiat, persoanele o să fie stabilite și o să fie trase la răspundere. Au fost intentate dosare penale conform articolul 281 codul penal, unde privede pedeapsă până la 2 ani de pedeapsă. În afară de aceasta, în ultimele două săptămâni, teritoriul municipiului Chișinău au fost înregistrate 29 de accidente rutiere, 34 persoane au rămas traumatizate și, cu păreri de rău, avem 3 decese în urma accidentelor rutiere. Primul caz a avut loc la data de 8 în jur la 21.00, strada Muncei 600, unde au fost lovite două persoane care au decedat la fața locului, și a doilea caz avem la data de 14, în jur la ori 14.30, strada cu Zavodă, unde au fost lovit o persoană care a decedat la fața locului. Toate aceste trei persoane care au decedat sunt în afara trecerilor pietonale. Dintre aceste 29 de accidente rutiere care au avut loc în teritoriul municipiului Chișinău, 6 persoane se afla în stare de ebrietate, 5 cazuri deja sunt stabilite, persoanele au depășit viteza, adică 62 persoane au decedat și 3 persoane traumatizate. Au fost loviți 9 pietoni, dintre care 4 în afara trecerilor pietonale și 5 pe trecerile pietonale. Viața lor care au fost lovit trecerile pietonale și sunt afară trecerile pietonale, adică nu este în pericol. Acum toți angajați Poliției Capitale se află toate cele 148 de instituții de învățământ care asigură ordinea publică la trecerile pietonale, apoi o să treacă cu lecții în cinta claselor. Asta e tot, domn primar. Șuc, aș vrea să fac public la fel informație referitor la zilele și activitatea autobuzelor și transportului de călători pentru data de 15 și 16 aprilie.
Informația care a parvenit din partea Direcției Transport este că pe parcursul acestor două zile, pe data de 15, au activat 87 de unități de transport și s-au efectuat 730 de curse și au fost transportați 17.000 de călători. În total, la fiecare cursă și în total s-au transportat în data de 15 64.000 de călători. În data de 16 am avut 70 de microbuse, s-au efectuat 620 de curse și în total au fost transportați 35.200 de călători. În total, în ambele zile au fost transportați spre cimitirul Sfântul Lazar și tur circa 99.200 de călători, conform datelor expuse de Direcția Transport. Așa, mergem mai departe. Situația epidemiologică. Vă rog frumos, domn Banova. Bună dimineața! În săptămână de supraveghere epidemiologică cuprinsă între 2-8 aprilie, instituții medico-sanitare publice și private din municipii Chișinău au raportat 2642 de cazuri de infecții acute ale cărilor respiratorii superioare. În comparație cu săptămâna precedentă, când s-au înregistrat 2897 de cazuri. Morbiditatea prin infecții acute ale cărilor respiratorii a scăzut cu 8,8% comparativ cu săptămâna anterioară. De asemenea, în perioada raportată s-au atestat cazuri de boală la 1751 de copii cu vârstă de până la 17 ani, constituit 66,2%. Cei mai afectați sunt copii de vârstă de până la 6 ani, cazuri fiind înregistrate 1098 de copii. Dintre ei, 444 sunt copii instituționalizați. În perioada menționată au fost internați 72 de bolnavi, 51 dintre ei fiind copii. Rata copiilor ospitalizați a constituit 70,8%. În perioada de raportare, municipiul Chișinău, de asemenea, au fost înregistrate 19 cazuri de gripă sezonieră, inclusiv 13 cazuri la copii cu vârstă de până la 17 ani. În total, de la începutul anului, în municipiul Chișinău, au fost înregistrate 703 cazuri de gripă. De asemenea, în centru pentru persoane fără domiciliu stabil au fost plasate 46 de persoane, cărora li s-a acordat tot suport necesar. De asemenea, s-a pornit procedura de angajare a persoanelor fără domiciliu stabil, precum și incluziunea socială. Primim instituționalizarea, de asemenea, persoanelor care sunt imobilizate, care au fost mult timp plasați în instituții, către azilurile republicane din municipiul Chișinău. Mulțumesc atât! Mulțumesc, doamna Banova. Acum trecem în revistă procesul verbal a ședinței trecute, dar înainte de a trece la revizuirea problemelor care au fost abordate, eu vreau să fac o adresare iarăși către domnii prieturi. Curățenia rămâne a fi prioritatea voastră numărul 1, fiindcă Direcția Transport are ce se ocupa cu drumurile. Dumneavoastră, prin sectoare, continuați să monitorizați situația curățeniei și interveniți atunci când este necesar. Eu vă rog foarte mult, iarăși mă adresez către voi, mergeți în sector, verificați dacă s-a intervenit, nu s-a intervenit, ce este necesar pentru ca să intervenim. Dacă este necesar să intervină LUMTEH, telefonați-l pe domnul Buț și intervine LUMTEH. Dacă este necesar să intervină Direcția Locativ-Comunală, intervine Direcția Locativ-Comunală. Dar încercați să mențineți nivelul curățeniei cât mai înalt și să urmăriți ca să nu avem situații de genul care l-am avut anterior de Paști. Vă rog foarte mult! Înainte de a trece la temele expuse în ședința operativă, am avut un caz, domnul Butucel, ați trimis mașinile specializate la Mircea cel Bătrân, la Ciocan sau nu? Noi am vorbit săptămâna trecută pentru tronsonul acela de un kilometru, că să plouă. Am zis că o spunem, da, vă rog, domnul. Nu vrea. Doamna primar, a fost trimis un utilaj, este vorba de blocurile în continuare de la stația Terminus autrolebuzilor pe Mircea cel Bătrân. A fost utilajul, a făcut profilare, urmează ca azi deja să șternem petriș și să împăneam drumul. Da.
Eu am să merg și o să verific. Da. Deci, am vorbit despre domnul Nimerenco, identificarea posibilităților pentru soluționarea problemei podețului de 80 de metri prăbușit pe strada Vasile Lupu, care blochează accesul la case. Vă rog. Da, prietorul Sfântul Robuican, în comun cu reprezentanții Direcției Consiliului Municipal, au examinat starea tehnică podețului avariat, edificat de către locatarii din zona adiacentă în anii 90, peste râulețul Durleș, care nu se află la balanța serviciilor interesate și afectat de precipitațiile atmosferice în perioada lunii martie anului curent. Podețul construit peste râulețul Durleș, din lipsa documentației de execuție și cu abatere de la acte normative, în urma apelor pluviale care se acumulează în râuleț, de pe colinile apropiate, a provocat surparea taluzului acestuia, fapt ce a dus la prăbușirea unei porțiuni a părții carosabile a podețului și prezintă pericol real pentru circulația unității de transport. Pentru asigurarea securității cetățenilor și transportului, podețul a fost blocat cu blocuri mari de beton. Și am propus primăriei, am solicitat stabilirea mijloacelor financiare pentru proiectare și reparația de capital acestui podeț și includerea acestui în planul de activitate pentru semestrul anului curent. Această deci... Eu cred că trebuie să estimăm costurile care sunt. Aceasta nu era. Păi, dar cine le estimează costurile? Direcția Drumul Transport și Comunicații. Am făcut demersul ca să ne uităm împreună. Domnul Petrucea, ați fost acolo ori nu? Colegi a fost, da. Să toată afacerea asta. Da, au fost colegii săptămâna precedentă cu reprezentanții Preturii. Într-adevăr, acest podeț necesită a fi reparat, dar la moment noi nu putem să estimăm, trebuie să contractăm o companie care poate să ne facă o expertiză a stării podului, să ne estimeze cheltuielile și după asta vom vedea ce surse necesare vor fi necesare. Poate va fi necesară aprobarea acestor surse prin Consiliul Municipal, sau în caz de situație excepțională, dacă e în pericol și punem în pericol oamenii care traversează acest podeț, înseamnă că prin... Pericol, fiindcă am înțeles că ați blocat. Întrebarea mea este dacă ați lansat tender pentru ca cineva să vă vii să vă facă expertiză, dacă nu știți să o faceți singur. Lansați tender sau ce faceți? Înseamnă că lăsăm pentru săptămâna viitoare, dumneavoastră săptămâna asta lăsați tender pentru evaluarea stării acestui obiect. Așa am înțeles, corect? Păi să vedem cum se lansează tenderul și mergem mai departe. A revizuit situația privind mansarda supraetajată pe strada Independenței 12, fracție 2, pentru identificarea posibilităților de soluționare a neajustărilor existente. Domnul Grozav atunci a dat explicații referitor la mansarda dată. Este vorba despre o mansardă care a fost sistată toate lucrurile din cauza că antreprenorul nu a putut duce la bun sfârșit această construcție și până la urmă o parte din locatari, așa cum a spus și domnul Grozav, doresc ca această mansardă să fie finalizată, iar antreprenorul nu este de găsit, am zis că este plecat pe hotare și nu poate fi... La moment, cel puțin, soluționat problema. Care să fie soluția pe viitor? Domnul Buruzan, dumneavoastră, sunteți implicat în tema dată sau nu? Domnul Buruzan, eu cunoaște. Care ar fi soluția, domnul Buruzan? Deci, direcția noastră, până când nu a fost implicată în cazul dat, noi suntem la curent cu ceea ce acolo se petrece, dar dacă primim așa indicații, ne ocupăm noi săptămâna. Atunci eu vă rog să vă implicați dumneavoastră ca direcție și să găsiți o soluție, că înțeleg că nu avem o singură situație de genul ăsta, ele sunt mai multe și trebuie să dăm o soluție pentru locuitori, fiindcă dispar iată agenții economici și oamenii rămân cu problema pe capul lor. Sunt foarte multe cazuri când aceste mansarde nu sunt terminate și le curge acoperișul și trebuie de găsit atât o soluție legală, cât și o soluție economico-financiară pentru a închide temele date. Mai mult ca atât, v-aș ruga toți prietorii
să prezinte cazuri similare, ca să avem o listă cât de cât identificată la Direcția Arhitectură. Direcția Arhitectură își ia problemele care le cunoaște personal și identificăm problematica și găsim soluții pentru săptămâna viitoare, măcar să avem o estimare cam câte avem, unde le avem și care sunt problematica lor din punct de vedere juridic și dacă există o posibilitate de a le închide din punct de vedere financiar. Bine? Așa, domn Balaur, de a revizui situația ce ține de carcasa mansardă, iarăși, blocul locativ din strada Rășcani 14. Scrie, aici scrie că eliminarea pericolului pentru securitatea locatarilor. Ce e acolo la mansardă asta? La măsardă dată tot sunt lucrări nefinalizate, este îngrădit cu un gard metalic, dar gardul nu poate fi scos până ce de la măsardă, de la acoperiș cu ultimul etaj, nu sunt scoase toate bârnele, practic, și lucrările, el nu se finalizează și se stopat. Deci, dacă e posibil, în ansamblu o să vă dăm un răspuns că e cam aceeași procedură la toate măsardele, dar aici e ce interesant că locuitorii din bloc, din start, colectează semnături care sunt gata să se implice pentru a fi masardată casa, plus la care se mai câștige niște metri pătrați prin prejurul casei, după care ceva din considerentul că nu se achită banii locatari către furnizor, investitorul nu vrea să investească mai departe și stopează nemijlocit. Dar prima greșeală este că ei acceptă din start și contrasemnează la notar că permite agentului economic să construiască deasupra. Fix așa este la noi și la DIMO, 9/4. Aceeași problemă până în ziua de azi. Companiile investitorii de obicei ce fac? Construiesc. Domn Balaur, eu vreau ca dumneavoastră să aveți o ședință cu domnul Borozan săptămâna asta și să expuneți toate problematicile care există cu tema mansardelor. Sunt sigură că există unele ce țin de faptul că s-a plătit bani și nu s-a executat. Altele sunt că nu s-a plătit și s-a executat numai jumătate și multe altele. V-am zis, și trebuie să le segmentați, le expuneți și să încercați să găsiți o soluție. Doamne primar, și mai este încă o nuanță aici, referitor că în cazul în care compania este în stare de insolvabilitate, atunci se pune un administrator de insolvabilitate și colectează. Iată ce ne administrator, toate lucrurile astea trebuie să le discutați, să vedeți dacă suntem noi cei care mergem în instanțe de judecată, să le explicăm oamenilor procedura ca ei să meargă, ca să începem să mișcăm tema dată, că ea o să stea la nesfârșit. Eu aud de tema mansardelor deja, eu cred că ani de zile se vorbește despre tema mansardelor. Dacă e posibil de inclus în acest grup și Direcția Locativ, Direcția Generală Locativ Comunală, pentru că au fost contrasemnată. Și Direcția Locativ Comunală, Generala Locativ Comunală, domnul Borozan, o să ocupe, el o să coordoneze problema dată împreună cu voi și direcțiile necesare care trebuie să fie implicate. Că e Direcția Locativ Comunală, că e alte direcții, oricine este nevoie să implicați, poftim, întâlniți-vă săptămâna aceasta și organizați-vă ca să vedem cum ne mișcăm mai departe. Domn Bătucel, amenajarea trecerii de pietoni pe lângă stația de așteptare a transportului public pe strada Vadului Vodă 151. Da, schița a fost elaborată, a fost coordonată cu Poliția Capitalei, urmează să aplicăm marcajul și indicatoarele rutiere. Când? Săptămâna asta. Da. Începem și marcajul, că trebuie să montăm și indicatoarele și marcajul odată. Înseamnă că săptămâna viitoare o să raportați că s-a executat. O lăsăm în stand-by. Bun, acum trecem la diverse probleme care au fost abordate de către locuitorii Chișinăului. Avem o situație. Suntem în parcul la Izvor, municipiul Chișinău, sectorul Buicani. Vreau să vă scriu reclamații la instanțe ce răspund de amenajarea teritoriului. Nu știu unde să scriu. Vă scriu dumneavoastră să-mi dați indicații unde să mă adresez. Avem un teren de joacă și eu am văzut terenul ăsta de joacă, înconjurat de gazon, la moment verde și plăcut la vedere. Totodată avem și o anomalie totală. Nu este trecere până la teritoriul de joacă. Eventual, toată lumea trece peste gazon, care peste doar o lună nu mai este. Și mi-au trimis 3 poze. Noi îmi pare că am vizitat un Butucel locul ăsta pentru copii amenajat și acolo, într-adevăr, nu este trecere. Și ar fi cazul să vă gândiți cum să faceți trecerea asta împreună cu spații verzi, ca oamenii să poată trece către acest teren, fiindcă dacă plouă
sau după ce a plouat, este inaccesibil acest teren de joacă și cine l-a amenajat, l-a amenajat cu acest defect. Aș vrea să vă rog a doua întrebare, să interveniți în problema transportului public ce leagă Ciocana de centru. Ruta 24 merge foarte rar, nemai vorbind de autobuzul 5. Spre exemplu, la stația de pe Grigore Vieru trec 3 goale trolebuse pe ruta 10, unul pe 24 plin. Vorbiți, vă rog, cu domnul Ciornă, analizați încă o dată aceste rute, ca să nu umble din geaba trolebusele pustii și altele sunt supraaglomerate. Și redirecționați-le până când introducem tichetarea electronică care să ne permită să facem o analiză mai efectivă la ceea ce se întâmplă în transportul public, cel puțin analizați plângerile călătorilor. Strada Hanul Morei, Botanica, de la numărul 1, auziți, domnul Rățoi, este un drum, am înțeles, care este inaccesibil. Într-o stare deplorabilă, mi-au trimis și fotografii, acolo sunt niște crateri de 50 cm adâncime. Locuiesc pe strada Suceviță 36, liniuță 2. În curtea noastră, pe terenul de joacă a copiilor, se poate de spus că s-a transformat într-o parcare de mașini. Tot terenul e numai noroi și urme adânci lăsate de mașini. Oare nu e posibil cumva cu ajutorul organelor respective de luat careva măsuri? Vă mulțumesc. Sectorul Buicani. Interveniți, vă rog. Se amenajează terenuri de joacă și se lasă găuri mari. Așa am înțeles. Cine? Asta, Direcția Construcției Capitale, îmi pare că se ocupă de amenajare. Nu? Locativ comunal. Vedeți, vă rog, ce se întâmplă. Încă o dată revizuiți toate terenele care le-ați instalat, pentru că sunt foarte multe plângeri că ați executat lucrările și sunt găuri mari în care copiii pot să cadă. Уважаемая Сильвия, очень большая просьба от жильцов трех домов из центра столицы. Три дома с множеством жильцов никогда не имели освещения во дворах. Ни одного столба, дом Нубуц. Вечерами страшно ходить. Адрес Ломоносов, 3 зашнул, позашуну, позаштрей. Аша. Cam asta este. Ultima. Cererea noastră privind craterul format în curtea brocului nu a fost soluționată nici până în prezent. Vă rugăm mult, deoarece se mărește pe zi ce trece în pericol, și pericolul la fel. Vă mulțumim anticipat, locatarii din strada Petricanilor 46. Pietrarilor. Vedeți ce acolo, domnul Păldurescu? Pietrarilor. Cam asta au fost pentru astăzi. Dacă cineva mai are ceva de comentat, aveți ceva de adăugat? Cred că nu. Bine, dacă nu, atunci vă urez o săptămână plină de succes și soare. O zi bună!